Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Înainte de a trece la prezentarea invitațiilor de astăzi a emisiunii Educația Juvenilă, am să vă aduc la cunoștință faptul că memorialul Alexandru Iorgulescu la fotbal juvenil a ajuns la finale. Acestea se vor disputa sâmbătă 28 martie de la ora 10 la terenul sintetic de pe șoseaua Ghizdarului. Finala mare se va disputa la ora 13 între echipele Speranțele Giurgiuvene Băneasa și Speranțele Giurgiuvene Oinacu, iar finala mică pentru locul 3 între echipele Speranțele Giurgiuvene Malu și Asociația Sportivă Alcaro Giurgiu. A fost o competiție reușită, atât cu rezultate strânse cât și cu surprize, exemplu fiind echipa Speranțele Giurgiuvene Oinacu, care la începutul competiției nu a fost acreditată cu șanse de a merge mai departe. Iar acum, iată, joacă finala. Un mare câștig este faptul că aceste competiții, cum ar fi Cupa Prietenia, Memorialul Alecu Iorgulescu, le-a dezvoltat copiilor participanți spiritul de competiție, combativitatea, plăcerea de a juca și nu în cele din urmă spiritul de fair play. Memorialul Alecu Iorgulescu se dorește a fi permanentizat în luna februarie a fiecărui an pentru a comemora așa cum se cuvine un om, o legendă a fotbalului giurgiuvean și nu numai. La finală vor fi prezenți membrii familiei domnului Iorgulescu, prieteni cunoscuți, oameni de fotbal și dumneavoastră, dragi telespectatori, care doriți să fiți prezenți. În următoarea emisiune a Educației Juvenile de săptămâna viitoare vom prezenta imagini de la memorial. Acum, dragi telespectatori, voi trece la prezentarea invitațiilor de astăzi a emisiunii Educația Juvenilă. Voi începe cu doamna Mihaela Coftsun, psiholog logoped, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat invitația noastră în studio. Dumneile vine! Mulțumesc! Așa, de asemenea, invitată va fi și domnișoara Stancu Cătălina, care ne va interpreta și încânta cu câteva melodii. Bine ai venit, bine ai revenit, Cătălina! Mulțumesc frumos! De asemenea, prezent în cadrul emisiunii noastre este și elevul Ghen Alexandru, pe care vi-l vom prezenta la finalul emisiunii, câștigătorul ediției de săptămâna trecută a premiului pus în joc de Astra Giurgiu. De asemenea, mulțumim domnului Gabi Cazan și domnișoarei Ana Maria Trăznea, reprezentanței clubului de fotbal Astra Giurgiu, care la fiecare emisiune Educația Juvenilă vor pune în joc pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, un premiu consistent, iar dumneavoastră nu trebuie decât să trimiteți un mesaj la numărul afișat pe ecran, iar la finalul emisiunii veți fi trași la sort și câștigătorul, bineînțeles, va fi prezent pentru a judeca premiul în cadrul emisiunii viitoare a Educației Juvenile. După cum se vede, premiul este foarte consistent, o agendă, de data aceasta nu este personalizată, vă promit câștigătorului că va primi autograful jucătorului William de Amorim. De fapt, avem și o cană personalizată cu numele acestuia. Ei sunt acum în cantonament la Brașov, urmând ca sâmbătă să desfășoare un meci amical în compania echipei din localitate. Acum să adresez întrebarea emisiunii. Cu ce rezultat s-a încheiat meciul de fotbal dintre echipele CSU Craiova și Astra Giurgiu? Meci disputat săptămâna trecută. Rog telespectatorii care îmi trimit mesaje să-și treacă și numele în dreptul mesajului. Da. Acum să trecem la invitata noastră, doamna psiholog Coftsun. Vă întreb, doamna Coftsun, cât de importantă este sănătatea în general, iar cea mentală în special, atât pentru copii cât și pentru noi adulții? Este evident că este foarte importantă. Am citit undeva și cred că mi-a dus bine aminte. Era un citat în care spunea: ochii nu sunt foarte importanți atâta timp cât mintea prezintă un vid. Ei, de aici clar putem să facem o legătură vis-a-vis de faptul că avem nevoie să avem o minte sănătoasă pentru ca procesele noastre cognitive să se desfășoare așa cum trebuie, iar noi să putem funcționa la capacitate normală, să ne putem adapta, să putem să fim utili în societate,
să putem să facem față cu brio. Evident că este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră, atât fizică cât și mentală. Exact cum spuneau latinii, minte sănătoasă în corp sănătos. Da, sănătatea este o stare de bine, a fi sănătos înseamnă să ne bucurăm de tot ceea ce este în jurul nostru. Evident. Bine sau rău, important să fim sănătoși. Da, doamna Corsun, cât de important este ca un tânăr, și nu numai, să-și cunoască starea de sănătate și simptomele unei boli? Ei, da, aici putem să vorbim mult și bine despre acest subiect. Eu o să încerc să fiu destul de scurtă. Tinerii din ziua de astăzi se confruntă cu foarte multe probleme. Vorbim despre consumul de droguri, vorbim despre faptul că de multe ori nu știu să accepte o înfrângere, vorbim despre faptul că mulți dintre ei nu sunt implicați în diverse activități fizice și atunci modul lor de a se adapta unor situații care nu sunt întotdeauna cele pozitive sau cele pe care noi ni le dorim, are de suferit, pentru că este important să învățăm să trăim și cu bune și cu rele, să facem față oricărei situații, drept pentru care se spune, și eu susțin această idee, este important cum percepem lucrurile. Noi suntem cei care le dăm o anumită interpretare. Da. Vă întreb acum, doamna Corsun, ca mamă, în ce măsură lipsa mișcării și alimentația nepotrivită poate afecta un copil? Da, și ca mamă și ca specialist susțin același lucru. Este important să avem grijă de copiii noștri, pentru că fără o alimentație și fără mișcare, fără o alimentație sănătoasă, ei nu pot să crească și să se dezvolte armonios. Știm foarte bine că mișcarea ne ajută sistemul nervos central, se eliberează endorfinele care sunt responsabile de starea de bună dispoziție. De cele mai multe ori ne ducem, facem sport, puțin alergăm sau eu știu, ieșim în parc și vom vedea că ne vom simți mult mai bine în momentul în care vom încerca să citim, să învățăm ceva, să reținem ceva, memoria noastră deja lucrează la o altfel de capacitate. Da, deci sportul ne creează o stare de bine. Categoric. Da. Alimentația sănătoasă nu mai vorbim, pentru că sunt foarte multe alimente care stimulează sistemul nervos central. Medicii sunt în măsură să recomande și o fac de fiecare dată. Eu cel puțin cunosc cadre medicale care recomandă alimentație sănătoasă bazată pe potasiu, pe ulei de pește și așa mai departe. Da, deci alimentația rațională combinată cu mișcarea sunt strâns legate... Care asigură spre, da. Spre o dezvoltare armonioasă sigur. A unui tânăr sau a unui copil. Da, da. Vă întreb acum, doamna Corsun, exact cum spuneați dumneavoastră, în calitate de specialist, cât de important este pentru un copil să aibă încredere în el? Este foarte important, pentru că și de aici trebuie să o luăm cu începutul. Trebuie să ne gândim la mediul în care el crește și se dezvoltă. Familia este cea care trebuie să pună bazele... Pilonul, da. Trebuie să pună bazele acestei creșteri a copilului. Este important ca copilul să învețe, să aibă încredere în el, să te simtă aproape ca părinte de fiecare dată. Pentru că de cele mai multe ori, și poate că mi-asum și eu din când în când această greșeală, de cele mai multe ori îi criticăm pe copii, le spunem ce nu fac bine. Da, da, da. E, uite că ar trebui să ne oprim puțin și să ne dăm seama că trebuie să îi încurajăm și să îi lăudăm și atunci când fac bine. Dacă acum se uită la noi părinți și sper că se uită, își vor da seama că de cele mai multe ori le spunem nu ai pus asta bine pe masă, tu nu știi să faci acest lucru. Spunând aceste lucruri copilului meu, nu fac altceva decât să-i scad stima de sine. Se-i transmite o stare negativă. Exact. Un copil cu o stimă de sine scăzută, mai târziu cu siguranță va ajunge într-un cabinet psihologic, pentru că nu va face față situațiilor de viață la care va fi expus. Deci bazele trebuie puse de acasă, trebuie să-i încurajăm de fiecare dată, să-i acceptăm așa cum sunt, sigur. Și cu bune și cu rele, pentru că de cele mai multe ori, încercând să corectăm ceva, noi, de fapt, lovim în personalitatea copilului. Noi nu-l învățăm pe copil că așa este bine, spunându-i că tu nu ești în stare să faci lucrul acesta. Îl demoralizăm atunci. Îl demoralizăm, vorbim despre faptul că noi acolo umblăm un picuț la personalitatea lui. Și nu este în regulă. Noi trebuie să fim alături de el. Noi trebuie să ne aducem aminte că atunci când judecăm un copil, trebuie să ne gândim că și noi am fost copii.
Sigur. Nu poți judeca un copil, tu adult, cu mintea de 40 de ani, pentru ce face el la vârsta de 16 ani. Trebuie să ne gândim și ce făceam noi la vârsta de 16 ani, să-i arătăm cum, ce se întâmplă, dacă Sigur. Este bine, dacă nu este bine, dar nu să plecăm cu negativism, tu nu poți, tu nu ești în stare. Da, citeam la dumneavoastră în cabinet când am fost să facem filmarea, spunea, important nu este ceea ce se întâmplă, ci modul în care reacționezi. Mi-a plăcut modul foarte în care mult. Interpretezi da, evenimentele da, de viață. Da, așa este. Da, sigur, sigur. Domnișoara Cătălina, te rog să-ți prezinți activitatea școlară. Activitatea mea școlară este... La ce școală înveți? La școala gimnazială numărul 7 și sunt elevă în clasa 4-a. Și studiezi chitara la domnul profesor? Ernest Mihai Dicu. Da, de câți ani, Cătălina? De 2 ani. Te rog frumos, dacă dorești să-mi interpretezi o melodie. Da. Sigur, și cum se numește? The Little Elf, de Ferdinando Carulli. Da. Doamna Cofțun, acum vom intra și vom discuta un subiect foarte delicat, poate cel mai sensibil subiect dintre toate. Care sunt cele mai frecvente probleme psihice întâlnite la copii? Pot să încep cu o patologie mai serioasă. Numărul de astfel de cazuri a crescut îngrijorător în ultimul timp. Este vorba de autism. Nu este cea mai frecventă, dar eu consider că este bine să trag un semnal de alarmă în direcția aceasta. Pe lângă autism, vorbim ca frecvență, ce m-ați întrebat dumneavoastră, de ADHD. Haideți să spunem, ca să înțeleagă toată lumea, este vorba de un hiperkinetism și un deficit de atenție. De asemenea, legat de subiectele pe care le-am discutat puțin mai devreme, vorbim de stima de sine scăzută, chiar și de depresie la copii. Cam acestea sunt cazurile cu care eu, să spun, m-am confruntat un pic mai mult decât altele. Da, da. Vă întreb, doamnă, cum poate un părinte să-și dea seama dacă copilul său prezintă tulburări psihice? Este destul de simplu și în același timp destul de greu, ținând cont de faptul că putem fi subiectivi. Când spun este simplu, mă gândesc la faptul că ne cunoaștem copiii, da? Vorbim despre o legătură pe care noi o avem cu copiii noștri și ar trebui să le cunoaștem obiceiurile, viciile, modul în care ei relaționează cu noi, modul în care relaționează cu cei din jur. În același timp, și o să susțin chiar cu un exemplu, recent mi-a venit în cabinet o mămică, subiectiv vorbind este foarte greu eu ca părinte să recunosc. Este mult mai simplu pentru mine să neg, să adopt această tehnică de a nega și nu accepta evidența. De a nu accepta că copilul meu a început să, eu știu, să aibă anumite caracteristici specifice unei tulburări. Și de cele mai multe ori vin cu argumente care să mă convingă pe mine că copilul meu nu prezintă
anumite caracteristici. Este foarte important, zic eu, să ne cunoaștem copilul. Este foarte important să încercăm să înțelegem problemele și să intervenim atunci când încă nu se instalează patologia, adică boala. Da, da, da. Vă spuneam de un exemplu recent, m-a contactat o mămică și mi-a spus că a observat la fetița dumneaei o stare puțin de agitație, de anxietate și faptul că se închide în cameră, în camera ei, nu mai relaționează cu mămica, nu mai discută, ca între fete, să spunem așa. La școală, de asemenea, se izolează, deci clar sunt niște semne acolo. Da. Iar eu, ca părinte, sunt direct răspunzător de starea copilului meu. Da, da. Doamnă Căfțun, nimic în această lume nu este mai trist decât un copil pe care jucăriile îl lasă rece. Copilul autist nu râde, nu zâmbește, nu se uită în ochii celuilalt, nu întinde mânuțele către părinți, expresia feței este aproape imobilă, practic nu reacționează la aproape nimic din ceea ce este în jurul lui. De unde provine această boală cruntă? Bine spus, este o boală cruntă, este o boală de care am vrea să auzim cât mai puțin, dar din păcate nu este așa. Nu se știu cauzele în acest moment care determină apariția autismului. Sunt foarte multe studii făcute, sunt foarte multe presupuneri, supoziții, dar nu putem să explicăm într-un anume fel dacă la alte tulburări, de exemplu, știm, în cazul sindromului Down, s-au făcut descoperiri. Din păcate, în cazul autismului nu avem o cauză anume. Sunt tot felul de supoziții, vârsta înaintată a părinților, anumite traume înaintea sarcini ale mamei, fie fizice, fie psihice. Genetic, am înțeles că se... Genetic, iar, da. Dar vedeți că, din păcate, nu ne putem stabiliza pe una dintre ele. Da, da. S-a făcut o statistică foarte îngrijorătoare. Unul din 150 de copii au autism. Sunt, da. Din 5 copii, patru sunt băieți. Sunt băieți. Da, frecvența este mai mare la băieței. Da. Deci, uite, aviz părinților. Da, este îngrijorător acest fapt. Deci, am înțeles că autismul este mai răspândit decât SIDA, cancerul, diabetul. Nu știu dacă este mai răspândit, da, dar da, din păcate este o patologie cu care ne confruntăm. Și, este o patologie care necesită intervenție specială și specifică. Da. Și este bine să... Și vă întreb, vă întreb acum, doamna Căfțun, ce putem face? Se tratează autismul? Da, există terapii specifice, în afară de o medicație pe care o dă medicul neuropsihiatru. Da. Pe lângă această medicație, nu putem vorbi de tratarea autismului. Eu mă feresc să spun vindecare sau tratare. Acest termen, din punctul meu de vedere... Este foarte pretențios. Da, este foarte pretențios. Majoritatea specialiștilor rămân la termenul de recuperare. Da, vorbim da. De recuperare pentru că aici putem să vorbim de procente. Sigur. Da, recuperarea poate fi de 50%, de 60%, de 90% și poate chiar și de 100%. Da. Cu anumite condiții care trebuie să respectate. Sunt terapii specifice care îi pot ajuta pe copilașii cu autism. Vorbim de terapia ABA, Play Behavior Analysis, în traducere analiza aplicată a comportamentului uman. Este o terapie care se practică la noi în țară foarte mult, cu rezultate mai mult decât excepționale. Și este indicat ca fiecare părinte care știe că sau află sau descoperă la copilașul dumnealui caracteristicile, semnele autismului să apeleze la această metodă pentru că este singura care dă rezultate scontate. Da. Ați spus asta de părinți. Alt fenomen îngrijorător este faptul că din 5 cupluri, 4 se destramă la aflarea diagnosticului. Cred în primul rând ar trebui educați părinții, ar trebui să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat această boală, ca să fie în măsură să poate trata copilul, între ghilimele spus, în condiții optime. Am avut cupluri și din păcate au ajuns să se despartă. Nu vă puteți imagina cât este de greu să afli că ai un copil cu autism. Da. Este foarte greu să faci față, în primul rând, în momentul în care
ți se transmite că acesta este diagnosticul, mai ales pentru părinții care știu și care sunt cât de cât puși la curent cu ceea ce înseamnă această patologie. Trec printr-o stare de șoc. În prima fază apare negarea. Da. De cele mai multe ori. Refuză să creadă că celălalt copil poate să aibă așa ceva. În cazuri apare negarea, apare acel, au zis doamna doctor sau doamna psiholog, știți, eu mă mai gândesc, dar poate nu este. Da, exact, dar exact, ce vorbeați din aur, dumneavoastră. Da, așa face și copilul vecinului, da, sau da, poate că totuși ar fi, dar n-ar fi. Refuză să creadă. Și este foarte greu, evident că părinții trebuie să urmeze un program de consiliere, pentru că de cele mai multe ori ajung să se învinovățească unul pe celălalt. Că datorităție s-a întâmplat. Că, da, mă rog, diverse probleme, că da, dacă mergeam, dacă făceam, dacă discutam, ce e de făcut acum. Da. Da. Și atunci apar tensiuni și aceste tensiuni duc pe mai departe la destrămarea unei relații, ceea ce nu este de bun augur pentru copil. Pentru că în cele mai multe cazuri acesta sfârșește prin a fi internat într-o clinică de specialitate. Dacă da, nu se lucrează cu el, din păcate. Da, da, da. O să vă prezentăm o filmare la cabinetul doamnei doctor... Doamne psiholog, deja sunt puțin răvășit de subiect. Nu este emoțional, chiar ușor. Da, 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 extraordinar. Nu ai extraordinar. Cum să nu simți, da, că vorbești despre, da, da, asemenea patologie. Da, da. O să avem o filmare la doamna psiholog Coftsun în cabinetul dumneaei. Înainte de asta, Cătălina, te rog să ne mai interpretezi o melodie ca să ne relaxăm puțin. Da. Te rog frumos, Cătălina. Voi interpreta melodia Nopți venețiene de Mateo Carcassi. Deci am mai creat o stare de bine, cel puțin mie. Îți mulțumesc. Ligia, vă rog să prezentați filmarea din cabinetul doamnei psiholog Coftsun. Ia, Rebecuța. Uite. Ia, uite. E bine. E foarte bine. E foarte bine. Vă mai muța. Ia, uite. Atenție. Poftim? Hai. Așa. Bravo, mai ai una. Lucrează. 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 Foarte bine. Foarte bine. Așează-le frumos, te rog. Cu fața la tine. Așa. Foarte bine. Bravo. Foarte bine. Bravo. Și ultimul. Ia să vedem. Ia uite. Fă tigru. Foarte bine. Uită-te la mine. Spune M de la măr sau de la bar. Ia vezi. Care se potrivește? M de la măr. Foarte bine. Hai că poți. Bravo! Foarte bine! Ia să vedem! Avem A,
de la avion sau barcă? A de la, atenție, A de la avion. A de la avion. Bravo! Ia să vedem. V, uite de la mine, spune V, V de la barcă sau de la vacă? V de la vacă, vacă. Foarte bine! Bravo! Super! Ia să vedem. Bravo! Atenție! Barcă sau pară? P de la pară. Foarte bine, pune! Bravo! Mm-hmm. Ok. Lui, cum îi facem? Ia să vedem. N de la nucă. Nucă. Foarte bine, pune! Bravo! Atenție! R de la rață sau barcă? R de la rață. Pune, bravo! Rață! Foarte bine! Bravo! Pune, bravo! Ce vezi aici? Băiatul bea. Băiatul bea. Foarte bine! Bravo, puiu! Foarte bine! Ce vezi aici? Ia. Tu se în lea gân. Bravo! Super! Foarte bine! Bravo! Ce vezi aici? Foarte bine! Bravo, puiu! Foarte bine! Ce avem aici? Fetita mi ro flo. Bravo! Super! A, ba, ba, bravo! E, b, i, b, o, bo! Foarte bine! Bravo! Super! Bine! Bună ziua! Ne aflăm în cabinetul doamnei psiholog-logoped, Mihaela Cofțun. Stăm de vorbă cu doamna Denisa Răduț. Bună ziua, doamna Răduț! Bună ziua! Vă rog să ne spuneți cărui fapt se datorează prezența dumneavoastră în cabinetul doamnei psiholog Mihaela Cofțun. Mă aflu în cabinetul doamnei Mihaela Cofțun de mai bine de 2 ani pentru a-mi ajuta copilul să evolueze, să se dezvolte cât mai bine și acest lucru se datorează dumneaei. Copilul meu acum 2 ani de zile, până acum 2 ani de zile spunea doar cuvinte simple, acum deja am trecut la propoziții, scriem, vorbim foarte corect. Și sunt mulțumită de dumneaei și copilul meu se vede că evoluează în bine. Deci face progrese. Doamna Răduț, vă rog dacă se poate să ne spuneți ce probleme are copilul dumneavoastră. Fetița mea a fost diagnosticată la 3 luni și jumătate cu sindromul Down mozaic, iar acum aproape 3 ani de zile a fost diagnosticată cu epilepsie. Da, da. Vă rog să ne spuneți, dacă se poate, care a fost reacția dumneavoastră și a soțului la aflarea problemei? Atunci când am aflat, nici măcar nu știam ce înseamnă sindromul Down. Am sunat doctori, am întrebat prieteni, după aceea am citit, am mers cu ea mai departe la București, i s-au făcut niște analize unde a fost... I s-a făcut un cariotip, iar acolo a ieșit că acel cromozom în plus i-a afectat jumătate din organism. Durerea noastră ca de părinți a fost foarte mare. Nu știam încotro să o luăm, nu știam cum o să fie pe viitor, cum o să se dezvolte, dar cu ajutorul părinților și a prietenilor și mai ales noi, ca părinți, trebuia să fim tari, să nu arătăm că suntem... foarte, la dezamăgiți și la dezamăgiți, nu putem spune dezamăgiți, dar afectați și cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales când ne-a dat un copil frumos și deștept, am trecut. Să spunem că cu Dumnezeu înainte trecem peste toate. Doamna Răduț, am apreciat foarte mult la dumneavoastră, înainte de a începe interviul, a spus că indiferent cum ar fi, este copilul dumneavoastră și este un dar de la Dumnezeu. Este ceva extraordinar.
vă rog să spuneți, să transmiteți ceva părinților aflați în situația dumneavoastră. Ce le recomandați? Ce ar trebui să facă ei? În primul rând, le transmit să-și iubească copilul, indiferent cum este, dacă este sănătos sau dacă are o problemă de sănătate. Eu îmi iubesc copilul, nu mult, foarte mult, și pentru ea, sincer, mi-aș da și viața. Și le transmit să meargă cu ei mai departe, pe la un cabinet logopedic sau... Și în momentul aflării veștii, să ia măsuri ca imediat... Exact, să îi ajute în bine, să meargă cu ei mai departe, nu să-i țină acasă. Cu cât mai repede? Cu atât mai bine. Să îi ajute cu ce poate. Sigur. Simplu fapt că se adresează medicului specialist sau psihologului la momentul potrivit poate ajuta foarte mult copilul. Da, într-adevăr. Noi am venit un pic cam târziu cu Rebe, dar niciodată nu e prea târziu, așa se spune și... Doamna Răduce, vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați acordat acest interviu. Ați dat dovadă de tărie de caracter și nu vă doresc decât să vă bucurați de copilul dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, îmi cer scuze că am avut emoții, dar amintirile rămân și mă răscolesc și nu că mi-este greu să vorbesc despre boala copilului meu, dar sunt emoțiile de mamă care, într-adevăr, ne ascundem, dar nu întotdeauna. Nu, doamna Răduce, această emoție pe care ați avut-o în fața camerei este mult mai mică decât emoția prin care ați trecut la aflarea veștii. Oricum, sunteți o femeie tare și vă doresc mult succes în continuare și copilul să fie cât se poate de sănătos și să vă bucurați de el în continuare. Vă mulțumesc din suflet, sănătate, și le transmit tuturor părinților să-și ajute copiii să meargă cu ei până în pânzele albe și să le arate că îi iubesc cu adevărat. Da. Am primit multe mesaje. Majoritatea au răspuns corect la întrebarea adresată și au dat și numele. Doamna Cofțun, și dumneavoastră ați primit un mesaj de la o mămică. Întreabă unde aveți cabinetul și când vă poate găsi. Ce puteți să răspundeți la acest mesaj? Cred că ar fi bine să contacteze, eu știu, la noastră în regie, da, după... Da. Da, deci, doamnă, vă mulțumim în primul rând pentru mesaj. Este foarte bine că... Lumea înțelege și se uită. Da. Și este foarte bine că își dau seama, sigur, sigur, că trebuie să ceară ajutor, da, pentru că noi putem să întindem o mână, sigur că dacă, da, ni se ceară, da, ajutor. Pentru că, doamnă, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Exact cum și spunea și mămica dinainte, cu cât ai aflat, deci în momentul că ai aflat cu ce se confruntă copilul, te interesezi, exact cum a făcut doamna, a întrebat unde vă găsește, este mai bine pentru copil. Ca orice mămică, vă dați seama că a venit, da, cu speranțe minime și cu inima, da, strânsă, dar... Da. Era foarte mulțumită, să știți, am văzut o satisfacție pe fața dumneavoastră. Așa este, pentru că rezultatele, da, sunt foarte bune, da, pentru, da, că ne bucurăm acum și atât eu cât și dânsa și familia de rezultatele copilului. Da. Suntem fericită pentru că o fetiță cu o patologie atât de severă, am reușit să o înscriem la o școală de masă, da, da, și lucrurile să meargă într-o direcție foarte bună. Aceste feedback-uri, da, mă ajută și pe mine să merg mai departe, da, și părinții sunt extrem de fericiți. Și ce am văzut, că fetița era foarte comunicativă. Primul care l-a făcut când a intrat în cabinet, a venit și v-a luat în brațe și v-a pupat. Da, noi, da, întotdeauna creăm o relație, deci, da, trebuie, da, să creăm o relație între mine și pacient, da, între mine și copil. Este foarte important ca acel copil să te simtă, să vrea, sigur, să lucreze cu tine. Nu este recomandat chiar deloc atunci când simțim că o relație între psiholog și copil nu merge, trebuie căutat în altă parte. Da, deci, da, mai ales că sunt terapii care sunt un pic mai, hai să le spun, un pic mai intruzive, da, da, sau necesită, eu știu, o anumită
nu, duritatea e mult spus, da, o anumită regularitate, da, sau necesită asprime, un pic mai, un pic mai, da, fermitate. Da, da, exact, fermitate, cuvântul potrivit. Cuvântul potrivit, da, cum este terapia, da, comportamentală, necesită, da, un pic mai multă fermitate. Dar această fermitate nu trebuie să creeze o distanță între, da, noi și copil, da, trebuie să creeze o apropiere, copilul să vină de drag și atunci nu are cum. Știi ce se întâmplă? Orice copil poate să facă progrese, aproape orice copil. E adevărat că acum vorbim de cât de mari vor fi progresele, dar progrese trebuie să existe. Nu are voie să stagneze, da, acel copil. Da. Nu știm că va fi un progres de, nu știu, 20%, 50%. Nu știm procentul, exact cum spunea dumneavoastră. Dar el va fi, cu siguranță. Categoric va fi. Dacă și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Fără discuție. Da. Este, da. Aici este o condiție, da, mai mult decât importantă. Da. Deci contează foarte mult vârsta la care, da, vine copilul. Da, într-o, da, recuperare, în cazul patologiei, vorbind de copii cu tulburare de spectru, clar, vârsta este o condiție. Da. O condiție importantă. Da, da, da. Vârsta la care copilul intră în terapie. Sigur. Una e să lucrăm cu un copil de 2 ani, să începem la un an și jumătate, 2 ani, și atunci altfel stăm de vorbă. Și alta este să vină la 5-6 ani cu aceiași... Da, unde lucrurile nu vor, da, mai sta, da, da, la fel. Da, deja și părinții este foarte indicat ca în momentul în care cea mai mică dereglare psihică a copilului dumneavoastră ați simțit-o și ați văzut-o, să vă adresați psihologului, medicului specialist, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Foarte mulți părinți fac greșeală la momentul în care văd sau simt acest lucru, le este rușine ce spune vecinul, ce spune rudele, ce spun celelalte persoane. Chiar nu contează părerea celorlalți. Acum mulți ani de zile o mămică, acum mulți, mulți ani de zile, când eu îmi făceam stagiile de practică prin Spitalul, da, Obregia, da, o mămică care avea, mă rog, un copilaș bolnav cu tulburare de spectru și, printre altele, țin minte că a spus așa: dacă va trebui, voi cerși din poartă în poartă pentru copilul meu. Sigur. Lucru pe care nu l-am uitat, da, au trecut, da, da, ani de zile, uh-huh, și m-am uitat cu câtă tărie și cu câtă voință acea mămică, da, a luptat să-și, da, ajute copilul și sunt bucuroasă să vă spun că acel copil este integrat în școala de masă, vorbește și limba engleză, deci, da, da, lucrurile preocupare. Exact, sigur, au luat-o, da, într-o direcție foarte și, bună. Și mama dinainte care a acordat interviul a spus, dacă ar fi pentru copilul meu și viața mea, da, ca să-i fie bine, ceva extraordinar. Da, știți, da, cum, dacă ar putea un autist să vorbească, și ei pot mai târziu, dar mă refer așa, să înțelegi gândurile lor, știți, ar spune, nu eu am ales să fiu autist. Sigur. Ai răbdare cu mine, da, nu eu am ales, da, da, să am, da, autist. Și trebuie să, și atunci, da, trebuie să, da, să înțelegem că ei vor, da, să fie ca noi toți, doar că trebuie să ajutăm. Sigur. Dacă vom întinde acea mână, va fi bine. Da. Dacă nu vom ști să înțelegem și dacă societatea îi va marginaliza și, și îi va respinge, îi va respinge, atunci, da, clar va fi imposibil, pentru, da, că, da, da, nu, da, ei au ales să aibă această, sigur, boală. Ei vor să, da, fie ajutați. Da. Și mai ales că această boală se instalează la orice copil, indiferent de clasă socială. Indiferent, nu contează nația, nici religia. Nici aici nu avem nicio, da, altă... Da, 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 exact cum vor ei să spună, că nu am ales acest sindrom. Și, nu sindrom. Da, practic, e, da, da, da. Și exact cum spuneam, părinții să nu le fie rușine cu copilul lor niciodată și să se adreseze cât se poate de repede specialiștilor. Pentru că cei care râd nu merită părerea lor, iar cei care cunosc apreciază faptul că și părinții se luptă pentru binele copilului lor. Trebuie să înțelegem că atunci când un părinte nu reușește să vorbească despre acest lucru, el are o problemă. Da, deci, da, acceptarea în sine trebuie să existe, să aibă loc. Nu putem pleca la drum, da, până când nu acceptăm situația. Da. Acum trebuie să ne gândim că, bun, o mămică are un copil bolnav cu anumită patologie psihică, așa, dar sunt cazuri în care poate un copil ne face de râs și nu are, da, nicio patologie, da, și tot, da, suntem alături de ei. Deci copiii noștri trebuie să iubim, sigur, necondiționat, absolut, indiferent de ceea ce se întâmplă, indiferent că are o boală psihică sau că nu are. Eu trebuie să fiu alături de el, eu trebuie să lupt pentru, da, ca el să... Să-i fie din ce în ce mai bine. Să fie bine. Sigur, sigur. Totuși să nu lăsăm fără să răspundem doamnei.
Vă rog frumos, doamnă, să luați legătura cu regia la numărul afișat pe ecran. Dacă nu se poate să vi se răspundă la telefon, trimiteți un mesaj și noi vom lăsa numărul doamnei Coftsun în regie pentru a putea lua legătura cu dumneaei. Este valabil pentru toți părinții care doresc să le fie bine copiilor lor atinși de această problemă foarte gravă. Cea mai gravă, practic. Nu este ceva mai greu și mai rău pentru un copil decât să aibă această problemă. Și este păcat să nu intervenim la timp ca mai târziu să ne pare rău că nu am făcut acest pas. Doamnă Coftsun, vă întreb, copiii care nu vorbesc corect, există o legătură cu o boală psihică sau care vorbesc mai târziu? Practic este poate fi un semn după care ne putem da seama. Da, este un... Este o caracteristică care face parte atât din tulburările psihice, deci în cazul autismului, de exemplu, cu siguranță că vom avea o tulburare de limbaj. Da. Limbajul, întârzierea în dezvoltarea limbajului este asociată autismului sau, de exemplu, în întârzierea mentală. Fie ea medie, severă sau ușoară, nu contează pe ce scară, putem să avem asociată și întârzierea în dezvoltarea limbajului. Dar, de asemenea, sunt copii dezvoltați armonios, sănătoși, sunt copii tipici, care prezintă doar mici tulburări de pronunție și în cazul acesta nu vorbim despre o patologie în sine. Pentru că pe parcurs își dă drumul la vorbire și... din punct de vedere logopedic, pe corecție de sunete și nu este cazul să discutăm despre anumite patologii. Deci nu vorbim de boală. Da, într-adevăr, tulburarea de limbaj poate fi asociată sau nu. Dar nu strică să nu mergă un specialist. Dar este un criteriu după care noi încercăm să diagnosticăm. Doamne ajută să nu fie, dar într-adevăr, atunci când copilul, eu știu, nu vorbește până la anumită vârstă sau nu vorbește corect, e bine să cer nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Pentru a ști în care direcție. Că dacă nu spălinați, că mai târziu vorbește, că mama ne-a vorbit la 8 ani. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Vin și spun, nu am venit până acum pentru că verișorul a vorbit mai târziu sau mai știu eu ce vecin. Este o mare greșeală. Chiar așa, important e măcar să cerem, nu ne costă nimic decât o evaluare. Sigur, deci mergem, cerem părerea unui specialist, ni se spune da, eu de multe ori am trimis acasă, am spus nu este cazul, nu se intră în terapie, copilul va vorbi, are doar o perioadă, mă rog, în funcție de ce s-a constatat. Sigur. Când nu este cazul, nu este cazul, dar e bine să... Sigur că da, sigur, să ne adresăm în specialistului. La timp. Da. Cătălina, te rog frumos, o ultimă melodie să ne interpretezi, să ne încânți din nou. Da. Te rog frumos, Cătălina, cum se numește melodia? Ultima melodie pe care o voi interpreta se numește Mazurca de Rocamora. Da, te rog frumos, Cătălina. Cătălina, te rog frumos să lași chitara jos și să vii puțin aici la mine ca să alegi un câștigător. Dar nu înainte să prezentăm câștigătorul din ediția trecută. Haide, Alex. Vine tu aici, Cătălina, și Alex, du-te acolo la scaunel. Așa. Și spune-ne cum te numești. Zic-ne Alex, Alexandru Gabriel. Da. Și îți place fotbalul, Alex? Da. Cum ai știut tu să răspunzi la întrebarea din ediția trecută?
ai fost cu tata acasă și amândoi ați convenit că trebuie să trimiteți un mesaj. Și a trecut numele tău acolo. Bine, Alex, eu te felicit pentru inspirația de care ai dat dovadă și după emisiune o să-ți înmânezi premiul. Este vorba de o agendă cu semnătura a mai multor jucători de la echipa de fotbal Astra Giurgiu. O să primești o cănuță, un pix, o vedere cu toți membrii lotului Astra Giurgiu și spun felicitări încă o dată și să mai încerci și altă dată. La revedere, Alex! Felicitări, Alex! Da, este mai timid, este mai micuț. Cătălina, te rog frumos, aici sunt multe mesaje trimise de telespectatorii noștri și te rog să alegi tu, indiferent ce mesaj, că este cu nume, că este fără nume, alege tu. Și poți să spui, dacă are numele trecut, spui numele, dacă nu are numele trecut, ultimele trei cifre. Acesta. Ia să vedem. Este vorba, ia să vedem. Scorul dintre CSU Craiova și Astra Giurgiu, acesta, Cătălina, da? Da. Felicit pentru emisiunea realizată. Tema este educativă și totodată necesară. Sorin. Deci Sorin este câștigătorul premiului pus în joc de conducerea clubului Astra Giurgiu. Da, mulțumesc, Cătălina, și te aștept și altă dată în emisiune. Ești o prezență agreabilă. Mulțumesc. Este a doua oară când vii la noi în emisiune și sper că nu ultima. Da. La revedere, Cătălina. Doamna Costu, ne aflăm pe final de emisiune. Vă rog să transmiteți ceva părinților unor copii care au astfel de probleme despre care am vorbit până acum. Vă rog frumos. Eu îi sfătuiesc să aibă încredere în specialiști. Îi sfătuiesc să nu se lase influențați de tot felul de, nu știu, de diverse persoane, să nu accepte alte sugestii, să meargă direct pe mâna specialistului. Este important să aibă încredere și să înțeleagă că pot fi ajutați, atât copiilor cât și ei. De asemenea, sunt oameni și vor găsi oameni cu suflet mare care vor vrea să le întindă o mână, care vor încerca să-i ajute pe diverse căi. Sunt atâtea programe, chiar și de voluntariat, chiar și de, nu știu, trebuie să înțelegem că atunci când cerem, putem să primim. Noi nu avem cum să-i găsim pe toți acești oameni care au diverse probleme, dar dacă ei vor învăța să aibă încredere și să ceară ajutorul, cu siguranță îl vor primi. Acum nu știu în ce măsură, dar este important să credem, este important să vedem că alții au reușit să își ajute copiii, să le luăm drept model, drept exemple și să mergem și noi mai departe în, pe drumul nostru în a ne ajuta copilul, pentru că este cel mai important lucru să știu să mă adresez la timp, să pot să nu-mi reproșez mai târziu ca părinte că nu am făcut. Să fiu apăsat de această povară. Exact, pentru că nu va fi bine nici mie dacă voi ști că nu am făcut ceea ce trebuie la momentul potrivit. Eu de asemenea pot să spun că și cu asta o să închei, în cadrul cabinetului meu se desfășoară un program de voluntariat, cred că dumneavoastră ați văzut. Câțiva oameni cu suflet sunt alături de mine și o dată pe săptămână, pentru că deocamdată atât putem, se lucrează în mod voluntar cu copii proveniți din căsuțe sau copii unde părinții sunt plecați, unde nu au sprijin. Ceea ce putem să le oferim noi este acolo educație, căldură sufletească. Da. Să sperăm că o să putem să facem mai mult. Deci, încă o dată, stimați telespectatori care vă confruntați cu astfel de probleme, găsiți numărul de telefon al doamnei psiholog Costun în regie. Trimiteți mesaj sau sunați la numărul afișat pe ecran. Este păcat să, exact cum spunea doamna, mai târziu să aveți mustrări de conștiință, că dacă interveneați la timp, copilul dumneavoastră era mult mai bine și chiar avea un viitor cât se poate de normal. Dragi telespectatori, vă invit în fiecare joi de la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Și nu uitați, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. Ne-a putea întreba cum putem obține aceste trei calități extraordinare. Răspunsul este simplu. Nu uitați, dragi copii, educația este viitorul vostru. La revedere!